la rândul, nu? Vrei să apropiezi un cobor. Da, pe ce se întâmplă? Nu, dar cred că... e mai aproape asta, da. Bine ați venit. Felicitări! Mulțumim din suflet. Sincer, chiar felicitări. Sunteți printre constructorii extrem de serioși. Și care, la cum apare, acum terminați așa cum mi-ați promis. Spus, exact. Înainte de termen. Chiar felicitări pentru mobilizare și pentru tot ce faceți aici. Și sperăm ca decembrie să fie așa cum am zis, înainte de termen. Face tot posibil. Și cu mobilizarea pe care am văzut-o azi, chiar suntem optimiști. Vă rog să transmiteți că toată echipa aici e implicată. Noi cu ce putem să ajutăm, vom ajuta. Și sper că în același ritm să meargă și lotul 4 pe care îl veți începe execuția, că proiectarea ați început. Și veți face la fel ca la Giurgiu, la fel ca aici, înainte de termen. Așa. Pe mine mă bucură să avem companii de tipul companiei dumneavoastră care își vede serios de treabă. Mai ales într-o perioadă în care auzim mai multe plângeri, atâta timp cât din partea voastră e destul de liniște. Să știți că e un barometru pe care îl avem și eu și domnul director, tot timpul întrebăm, da, acolo. Dar sigur că a fost importantă și ordonanța asta pe care am dat-o luni, absolut, de reactualizare a prețurilor, pentru că nu e doar la noi, e peste tot, în Europa și nu doar în Europa. Și sper să reușim să recuperăm din... Să știți că ultimii 2 ani nu a fost absolut deloc ușor, din toate punctele de vedere. Furnizarea de materiale, forță de muncă și așa mai departe. În mod special, anul acesta a început chiar să prezinte probleme mari de tot în prețurile materiei prime, venite mai ales venite din afară, ca bitum, ca armătură. Prețurile au luat-o complet raznă. Am încercat să facem tot posibilul să ținem sub control acest fenomen. Cât ne-a ieșit, ne-a ieșit, cât nu, nu. Tocmai asta este realitatea. Da. Un pic din acest efort, probabil că îl vom prelua prin reactualizarea și prin acea formulă mai complexă. Va fi un delay între prima formulă și a doua, pentru că ei nu aveau până acum, cei de la INS care lucrează cu Eurostatul și pe procedurile Eurostatului, nu existau modalități de calcul pentru indicatorii de prețuri pentru produsele din import. Deci știau să... Și atunci le trebuie câteva luni ca să poată să-și pună la punct procedura și pe aceea să intre cu formula cealaltă care-i polinomială, care are mulți indici, printre care și pentru produsele din import. Și atunci, pentru că e corect ce se cere. Că nu se întâmplă doar într-un loc, se întâmplă pe toată piața. Sigur că da, este de foarte mare ajutor, vă spun foarte sincer, că altfel nu știu cât s-ar mai fi putut rezista pe piața construcției. Să știți că ăsta a fost și argumentul meu în guvern, spunându-le că există riscul să se blocheze toate șantierele în România și nu doar la transport. Exact. Inclusiv șantierele mai mici și la consiliile județene și la primării și peste tot. Și e un pas, dar să știți că vom fi atenți tot timpul și voi fi atenți, că noi am fost promotori peste tot. Vom fi atenți că s-ar putea piața să ne ducă peste câteva luni într-o altă situație, astfel încât să venim cu tot timpul cu aceste măsuri. Oricum, felicitări și vă mulțumim mult! Știți, ca șofer pe care făceam drumul ăsta, îl fac destul de des. Am urmărit așa în timp cum s-au dus lucrările și felicitări pentru cum... Mulțumim foarte mult pentru apreciere. Chiar felicitări. Mulțumim. Și în decembrie să se întâmple ce am zis. M-ar bucura foarte mult. Sigur că da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim mult de tot. Felicitări. Mulțumim.